Vă aduceți aminte ce salariu aveați la Steaua? Deci salariul la Steaua, ca să vă spun, toți am semnat pe aceiași bani 4 ani, 15.000 de dolari am semnat, toți. Deci am 3.750 de dolari pe an. Da? Ca să știți. Pe an? Pe 3.750 de dolari pe an la Steaua, da. Și jucați în Champions League an de an. Da, da. Erau bani foarte puțini. Da, e ireal, erau bani foarte puțini. Astăzi sunt fotbaliști la cluburi care câștigă 20.000 de euro. Noi am câștigat primul campionat, am luat 10.000 de dolari. Asta a fost prima noastră. Da, prima. Dacă lumea spune că erau alți bani, nu erau, să zic, comparativ cu acum. Erau bani puțini. Atât se putea atunci. Și cum se trăia în București atunci, la acea vreme, cu acești bani? Se trăia bine. Se trăia bine. Dar nu comparativ cu ce primesc acum ei. Deci după 4 ani, la rezultate care le-am avut, puteam să mă las de fotbal.